Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Primul dry fruit din Bacău, un succes. Dărmănești, lucrările sunt în plină desfășurare la centru de persoane vârstnice. Cetățenii din comuna Dofteana au înțeles că trebuie să colecteze selectiv. Primul drive-thru din Bacău a fost un mare succes, iar ideea de vaccinare din mașină doar cu buletinul i-a cucerit pe băcăuani, dar și pe cei aflați în trecere. Se pare că dozele au fost insuficiente pentru succesul de care s-a bucurat acest prim drive-thru din Bacău. Pur și simplu, parcarea de la CAEX a fost luată cu asalt de un mare număr de persoane care au dorit să se vaccineze din mașină. Detalii în minutele următoare. Suntem la primul centru de vaccinare mobil, fără rezervare, din mașină sau bicicletă sau orice alt mijloc. Sunt aici de aproape 2 ore și am pus la punct ultimele detalii. Urmează să dăm startul în acest moment. Este deja o listă de așteptare mare de peste 60 de mașini, cred. Sunt foarte bucuros că această campanie are succes. Va fi astăzi până la ora 6, mâine de la fel, de dimineață de la ora 10 până la ora 6. Și dacă are succesul pe care îl vedem deja, îl vom continua și în săptămâna următoare, astfel încât toți băcăuanii să aibă șansa cât mai rapid să vaccineze pentru a reveni la normalitate. Aveți un câmp țintă pentru cât oameni? 100% din băcăuani. Sper că astăzi să ajungem la 1000 de oameni. Da, deja sunt peste 100 care așteaptă și nici nu am deschis încă centrul și mai sunt care așteaptă și în spatele centrului expozițional, deci probabil că sunt mai mulți de 100 care așteaptă. În acest moment ne aflăm la primul drive-thru din județul Bacău. Ceea ce este important de subliniat este că în acest moment oricine dorește să se vaccineze o poate face în județul Bacău, indiferent de ce se dorește. Avem la drive-thru Pfizer, avem în centru de la CAEX Moderna și AstraZeneca vaccinuri care pot fi administrate fără programare, doar în baza prezentării cu buletinul. Ne așteptăm să se prezinte cât mai mulți, astfel încât rata de incidență să scadă, să cunoaștem și noi un rezultat în urma acestei campanii de vaccinări și să revenim la normalitate. Credeți că este posibil de la 1 iunie să revenim așa cum încearcă autoritățile centrale să pună în practică? Astfel, după cum a spus și primul ministru, este ceea ce ne dorim noi. Prin toate aceste campanii de vaccinări, sperăm să ducem rata de incidență la un nivel cât mai mic. Dacă se va dovedi un succes această caravană de 2 zile, o să prelungiți caravana, o să o duceți pe toată săptămâna? Ăsta a fost motivul pentru care am ales o zi de duminică și o zi de luni, astfel încât să vedem rezultatele și dacă rezultatele vor fi cele pe care noi ni le dorim, această campanie drive-thru va deveni una permanentă. Ce părere au avut oamenii care au venit să se vaccineze din mașină, aflăm chiar în minutele următoare. De ce ați ales să veniți prin caravana de drive-thru și nu ați mers într-un centru de vaccinare până acum? Pentru că nu am făcut programare și mi s-a părut că este o oportunitate pe care am pus-o fructific. Recomandați și altora să vină, să se vaccineze? Da. De ce nu? A durut? Nu. Gata, super. Vă simțiți bine? Un pic de emoții. 10 minute să rămâneți în parcare, da? Și să vă supravegheze cineva. Unde pot pune biletele? Pot să pun pe bord? Da? Programat, după aia o sunat Pignea să mă programez, dar n-a reușit. Și zic, de acum, cu oportunitatea asta de astăzi, zic, haideți să vin să mă vaccinez. Ați avut emoții? Emoții tot timpul, am emoții când mă duc într-un spital sau ceva, da, ceva firesc, dar nu mi-era frică de ei. Nu mi-e frică, zic și așa, la nimeni și asta zic, vreau ca să fiu vaccinat. Recomandați și altora să vină să se vaccineze? Da, eu chiar sunt de acord și la copii, nu știu ce, ei m-au ezitat, dar până la urmă, toată lumea o să facă și trebuie ca să scăpăm o dată de nebuneala asta care... Am văzut că ați fost printre primii, ați fost destul de matinal. Da, eu vreau să vin și mai dimineața, am zis că e și așa m-am trezit, dar era hotărât de ieri. Vin, mă rog, mi-a spus fiicul, mi-a spus că vezi să vaccinezi la liber, hai să vin atunci să mă vaccinez și îmi vin și pe alții să... Eu tot timpul sunt de acord cu vaccinul și este bine. Împreună vă veți vaccina amândoi? Da, da.
Cum de-ați ales să veniți la caravana cu vaccinarea din mașină și nu ați mers până acum într-un centru? Nu știu, am așteptat să vedem ce se întâmplă cu lumea care se vaccinează, dacă e sigur. Și am zis că mi-e ușor să venim aici cu mașina. Adică și v-ați convins că e bun vaccinul? Da. Ați avut nevoie de mai multe informații? Da, am stat, am adunat mai multe informații. Persoane, prieteni care s-au vaccinat. Și ne-am convins că e ok. Că e bine. Aveți emoții? Eu nu, iar da. De astfel, și în acest sfârșit de săptămână, drive-thru-ul revine în Bacău. Așadar, cei care doresc să se vaccineze în mașină doar cu buletinul pot profita din plin de această oportunitate. Au început asfaltările, dar și amenajările de parcări în municipiul Onești. De altfel, potrivit declarațiilor primarului municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină, tot orașul arată rău. Asfaltările au început cu străduțele din imediata vecinătate a sediului Raja din Onești. Detalii aflăm chiar de la primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Așadar, domnule primar, am văzut că la Raja s-a asfaltat. Nu pentru Raja, este o străduță în imediata vecinătate, avem imagini de acolo, arăta înfiorător de rău. Da, într-adevăr, arăta ca după război în zona respectivă, dar nu numai acolo. 80% din oraș arată cam așa. Deci, aici este parcarea din laterală. Din spatele sediului Raja. Și în fața sediului vom asfalta, o extindem puțin și drumul celălalt care leagă parcările. Aici asta era un teren viran. Era așa, o chestie era goală. Era o parcare impropriu. Da. Foarte rău, foarte, foarte rău arăta. Se parca, dar arăta foarte rău în zona respectivă. Era spațiu verde, ba spațiu verde, ba parcare, era așa verde, un pic... Era pământ. Era da, că a intrat iarba în pământ, ca să zic așa. Am văzut aici, se face parcarea și în față, așa cum a spus dumneavoastră, se lucrează la extindere. Am apucat să turnăm o mică porțiune de asfalt, cât ne-a permis, o singură zi ne-a permis să asfaltăm. A fost cald ieri, dar pământul era încă umed. Au fost care mă întrebau de ce n-am turnat ieri, că a fost bine. Dar nu putem turna, nu putem să ne batem joc atunci când vremea nu e prielnică și nu atât vremea în ziua respectivă, ci vremea de cu zi înainte a plouat foarte mult și mustea pământul. Așa este. Noi pregătim terenul pe mai multe zone, lucrăm și în Victor Babeș, la fel se pregătește, s-a bordurat tot ce a fost de bordurat, balastrat, compact, cilindrat, în Daciei la fel, de miercuri vrem să ne apucăm în zona, în fața blocului CAU, Republicii 58, la fel, să amenajăm parcări, drumuri. Aici sunt imagini deja de pe Victor Babeș, mulțumesc colegului. Deci, a fost solicitarea cetățenilor sau ați decis dumneavoastră? Solicitările vin din timpul campaniei. Eu în campanie am bătut fiecare zonă și știu cam ce trebuie în fiecare zonă, iar acum reiau pentru a-mi împrospăta memoria, dar și pentru a vedea ce a mai apărut și ce dorințe mai au oamenii în zonele în care merg. Noi când abordăm o zonă, o facem în cap-coadă. Inițial vorbeam la începutul mandatului de 20 de parcări. Mergând pe zonele respective, am constatat că nu sunt doar parcările o problemă, sunt și trotuare și spații verzi cu probleme și locuri de joacă. Multe locuri s-au distrus, chiar dacă au fost în urmă cu 7-8 ani, am montat locuri de joacă în multe zone din oraș și acum fie trebuiesc reabilitate sau chiar înlocuite unele piese și nu plecăm din zona respectivă până îl lăsăm incinta să arate cum trebuie. Un ambițios proiect al primarului orașului Dărmănești, Constantin Toma, va transforma o clădire veche istorică la un pas să se surpe într-un centru modern, complet reabilitat și modernizat pentru persoanele vârstnice. Lucrările sunt în plină desfășurare și anul acesta beneficiarii vor putea deja să se bucure de el. Mai multe aflăm chiar de la primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin. Faptul că sănătatea este o prioritate pentru dumneavoastră, ați dovedit-o și în mandatul trecut, iată că în mandatul acesta v-ați pus serios pe treabă. Ce va fi aici? Aici va fi amenajat un centru de zi pentru persoane vârstnice.
eu aș putea spune cu certitudine că va fi unul dintre cele mai frumoase centre de zi pentru persoane vârstnice de pe Valea Trotușului. Suntem în corpul central al clădirii fostului spital de la Dărmănești, o clădire care până nu de mult era abandonată și în stare avansată de degradare. Am făcut un proiect cu fonduri europene, aproape 800.000 de euro vor fi investiți în acest obiectiv și cred că spre sfârșitul anului 2021 lucrările vor atinge un procent de 90% din ce ne-am propus noi. Când prefigurați că va fi, să zicem, finalizat, iar beneficiarii, persoanele vârstnice, vor putea să și să se bucure de tot ceea ce creați dumneavoastră aici. În 2022, în prima parte a anului 2022, avem termen de finalizare a acestui obiectiv și sigur că ne dorim ca tot în 2022 acest obiectiv de importanță majoră pentru noi să fie și dat spre folosință persoanelor vârstnice. Chiar în această încăpere va fi amenajată o salină după ultimele standarde ale recomandărilor în materie de sănătate. Pe fundal acolo vom avea un lift și persoanele vârstnice vor veni, vor face cele necesare vis-a-vis de tratament și sigur cu acel lift vor avea acces la camerele superioare. Ce capacitate va avea acest centru? Pentru că, să nu uităm, este o clădire veche, o clădire istorică, o clădire impunătoare, atât prin stilul arhitectural, cât și prin istoria care a trecut pe aici. Din estimările noastre, 70 de persoane vor putea să-și găsească liniștea în acest centru de zi. Clădirea va fi extinsă cu o bucătărie la ultimele standarde și pe lângă partea de cazare vom avea un ansamblu de servicii care sunt recomandate pentru acest gen de categorie de vârstă. De unde bani, domnule primar? Pentru că, iată, văd aici importante desfășurări de forțe, se lucrează, chiar și pe timpul iernii s-a lucrat aici, n-a fost o zi pauză, deci de unde bani pentru acest proiect? Am făcut toate demersurile încă de la venirea mea ca primar aici la Dărmănești pentru atragere de fonduri europene. Aici 700.000 de euro vor fi investiți din fonduri europene și sigur și cofinanțarea noastră, care nu e de neglijat, o sumă destul de consistentă și din bugetul local. Spuneam și spun de fiecare dată când am ocazia că fără fonduri europene e greu să ne dezvoltăm și dacă aș face o comparație între 2016 și 2021, bugetul orașului Dărmănești a crescut de aproape 400% datorită acestor fonduri europene pe care noi le-am atras și le atragem în continuare. Cu alte cuvinte, va fi un edificiu care, să zicem, beneficiază de finanțare, nu sunt probleme în acest punct de vedere. Totuși, preconizați să mai faceți, sau de unde ați dedus că ar fi nevoie de un asemenea centru în zonă? Am avut foarte multe discuții cu specialiști în domeniu și vorbesc aici de medici de pe raza orașului Dărmănești, specialiștii de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu cetățenii din zonă și există la acest moment o cerere, o nevoie mare pe piață pentru a gândi aceste centre de zi pentru persoane vârstnice, mai ales datorită faptului că în ultima vreme foarte mulți tineri au plecat în străinătate, părinții, bunicii au rămas singuri acasă, ne confruntăm cu tot felul de probleme, de la, probleme de sănătate, probleme psihice, probleme care țin de singurătatea vârstei, transport și așa mai departe. Acest centru vine cumva să rezolve o parte din nevoile persoanelor vârstnice. Vă gândiți să extindeți, să faceți unul încă unul? Bine, acesta este în curs de implementare. Vă gândiți așa ca și strategie de viitor? Sigur că ne gândim și știm foarte clar ce vom face peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani. În această zonă noi avem un teren foarte generos, aproape 2 hectare, sunt 6 corpuri de clădire, aici avem un corp de clădire, toate corpurile de clădire vor fi amenajate cu destinație medicală, deja am început aceste lucrări de renovare, corpul C5 a fost reabilitat anul trecut din buget local,
Acolo avem și un proiect pe CNI și vom dota acel centru. Acest corp de clădire, corpul central, este pe fonduri europene, așa cum spuneam. Mai avem încă un corp de clădire la care lucrăm chiar în acest moment, unde vom dezvolta o clinică stomatologică de top în zona Văii Trotușului și, repet, peste 4-5 ani de zile, toată această locație, cele 2 hectare cu 5-6 corpuri de clădiri, vor fi destinate sănătății. Veste bună, se pare că locuitorii comunei Dofteana s-au mobilizat și au început să colecteze selectiv deșeurile menajere. Și asta după multă muncă, implicare și mobilizare a primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, dar și a angajaților din cadrul administrației publice locale. Urmăriți materialul următor. Prin rădăcini care au fost înființate către noi anul 2021 cu colectarea selectivă a gunoaielor menajere. Cel ce răspunde de gunoaiul menajer este doamna administrator public, care este prezentă aici și nu am invitat-o la ședință să o lau, dar vreau să vă spun că se implică destul de mult. Iar pentru prima dată în județul Bacău colectăm selectiv de la poarta cetățeanului, numai în comuna Dofteana, inclusiv reciclabile. Deci ați văzut, au venit când au fost cu reciclabile? Pe data de 14. 14 martie. Da, atunci ar trebui să fie firma cealaltă care trebuia să o aducem. I-am scos pe ceilalți și ea numai de la societăți comerciale că au făcut contract cu societățile comerciale, firma respectivă care vine de la Bacău, iar Romprest, am ajuns la o înțelegere dumneavoastră, ridică din poartă în poartă. Până acum era așa, te duceai până la magazin la Dumitriu, vorbesc cei din centru, cei din la Unistai, cei la Sirian, însă domn Pițicoi, tu trebuia să vii până în centru, sau celălalt de la Coșofrezi trebuia să vină până la Dumitriu, la magazin, să pună două bidoane. Deci, normal că toate erau prin maloatele. Acum, dacă le-am strâns la poarta cetățeană, vrem numai ceea ce s-a dus pe data de 14, avem aproximativ 6 tone de plastice, 6 tone, faceți calculul și greutatea are asta, așa, plus și-au predat la societățile comerciale cartoane, doze și așa mai departe. Deci, i-am implicat inclusiv pe acei de la Direcția Silvică, în care le-am dat saci, inclusiv cei de la școli, inclusiv cei de la biserici, în baza hotărârii pe care am luat-o anterior ședințe, așa, și începe să dea rezultate din ce în ce mai bine. Când o să avem și tractorul, vom stabili de comun acord. Ori va merge tractorul în spatele mașinii la Romprest, rămâne gunoiul jos și nu putem să-l lăsăm mai acolo, dacă el este din biodegradabile sau din demolări, îl ridicăm, așa. Peturile le ridicăm la fel, o dată pe lună, iar gunoiul menajer de două ori pe săptămână. Nu, o dată pe săptămână, dar în două zile. Da. Și sper să facem ceea ce trebuie făcut, să nu mai vedem localitatea îmbâxită în mizerie care se aruncă peste tot. Nu dau nume. Dar să știți și dintre noi, dintre consilieri, au mai fost care le-au mai amestecat cenușa cu bidoane sau invers. Nu merge. Și eu, dacă sunt, rămâne la poartă. Doamna administrator public este aici. Indiferent cine este, nimeni nu este mai presus decât legea, deci nu colecta selectiv. Ați văzut și cu biserica ce s-a întâmplat și așa mai departe. Deci acolo nu va. Nu colecta selectiv, nu ridică gunoi. Indiferent cine este el. Pentru că toți vrem și ne dorim să trăim într-un mediu curat, bine amenajat și trebuie să depunem efortul cu toții ca această localitate să arată așa cum trebuie, să respirăm un aer curat. Pe lunga Trotușului, peste totul, au cărat, nu vă mai spui, cantități mari. V-au mai făcut și alte lucruri bune. Adică, ne-au furat și o cameră la vedere. Dar nu-i problemă. O să găsim. Am găsit și pe cel care răspar oglinda de la Păstică Bogasiu. Și-o venit plângând cu ea sub soară, cumpărat alta. O să o găsiți și pe celălalt de la Bogasiu, dar nu vă faceți legi. Da. Și-ați noapte s-o mai furat ceva. Am fost de dimineață la față locul. Dar îi vom găsi pe toți. Numai faptul că mai prins, vine mama, vine tata și începe să plângă. Domnule, dacă e iertat pe altul, iartă-l și pe meu. Da. Dar de ce? Păi când ea nu mai știi, sparge și bere, strâcă. Bun.
Deci, din ce motive am adus la cunoștință Consiliul Local? Deci, vă rog frumos și dumneavoastră să vă implicați, la fel cum ne implicăm noi cel din executiv, de așa natură, localitatea să arate curată, frumoasă și aerisită. Dacă nu depunem cu toții efort, nu facem așa ceva. Nu vom avea localitatea așa cum trebuie curată. Ați văzut, investim 210 milioane să luăm o păstoare să o să pe stradă în condițiile în care trebuie să cosească cei de la drumuri naționale. Da. Ei vin cam la sfârșitul 1 august, când iarba e de un metru. Auziți. Bun. Deci investim ca să putem să anexăm la mutuculturul ăla, să putem să anexăm și celelalte componente care numai pentru curățenie. Deci nu. Și puteam să facem anul acesta. Dacă nu luam tractor și oamenii înțelegeau altfel, uitați că scuteam aproape 2 miliarde, da? Nu mai luam și motocultor, nu mai luam și alte investiții. Dar nu se poate fără investiții. Deci nu se poate. Deci, cât s-a zbătut doamna contabilă împreună cu mine, să întindem acest buget ca să ajungă aproape pentru toți. În toate localitățile și în toate satele. Iar valorile astea au crescut peste tot. Mă uitam la tractor și la celelalte. Noroc că o luat consilierul juridic și fata la achiziție, o luat de anul trecut, o luat oferte, tot o luat. Acum au crescut toate cu 7%. Mă refer la produsele agricole. Astea sunt tractoare și remor și așa mai departe. Da. Deci nu. Cu toate acestea puteam să facem altceva cu bani. Dar nu. Noi investim să avem o localitate curată. Și poate, totuși, să zic așa, vom diminua din cantitatea de gunoi. Deci, de când e doamna administrator public la poarta fiecare cetățean, o scăzut, uitați, de la 25-30 de tone săptămânal, am ajuns la 7500. 17 tone de gunoi. Deci nu depășim 100 de tone pe săptămână. Nu. Pe lună. Nu depășim 100 de tone pe lună. În condiții în care dădeam 2000 de tone pe an. Faceți calcul. Noi nu avem voie să depășim 1000 de tone. Nu avem voie să depășim 1000 de tone pe an. Din motivul acesta ne implicăm, pentru că, vedeți, plătim penalități la fondul de mediu. Plătim gunoiul, nu scade factura sub 1 miliard și nu avem, nu ne putem implica. Dacă am face economii anul ăsta, de câteva miliarde, măcar să dispoatem tractorul care am investit din bugetul local, să ne rămână bani la salubritate, care reinvestim în continuare. Deci, totodată, vreau să te întreb, ai făcut contractul, Ionela, cu direcția sirmică? Da, l-am trimis la semnat, trebuie să ajungă la niciodată nu am avut până acum. Ai făcut contractul cu poliția? Da. Bun. Deci, nu a existat nicio instituție, inclusiv poștă, poliție, ocolul silvic, toți face mizerie, toți plătim. Nu rămâne nimic. Iar cei care sunt dreptatnici, nu ne ridicăm gunoiul. Îl fotografiem și când îl lăsăm pe malul apelor, exact ceea ce am pățit în Hadiaga cu recent, i-am și găsit. Nu i-am luat gunoiul la poartă, în schimb l-am găsit aruncat undeva și în mod automat, iar dimineața oprit în genunchi, fac curățenie și reuie de acolo, repede. Bun. Deci, asta vreau să vă spun, că nu scapă nimic. Nu are cum. O să duc o dată, de două ori, de trei ori, până plenim. Într-o zi va fi scris, da? Sigur e. Și atunci se vor conforma toți. Să supăr un pic la început, dar sper să le treacă la toți. Deci fac apel inclusiv la dumneavoastră să ne sprijiniți și să ne ajutați și pe noi. Cu ce? Să-i lămuriți pe oameni, că aveți contact mai mult, poate, decât noi. Noi nu faptul că stăm numai la birou, dar avem și alte lucruri de făcut. Vă întâlniți prin sat, nu mai aruncați pe marul apelor. Sau când l-ai văzut, cu tot respectul pentru ele, nu te-ai supărat. Deci persoana de pe Ștefan Vodă care a luat 50 de milioane amendă. Atât o luat 50 de milioane amendă. Pentru faptul că o dus acolo mai sus de Cătărie Mihai și lui a aruncat pe marul apelor. Atât o luat 50 de milioane amendă. Să înțelegeți. Dar dacă observați, camerele la vedere care le-au pus garda de mediu, le-au confiscat și autovehiculul rutier care a transportat gunoiul acolo. Și dosar penal. Deci să nu riște nimeni că nu mai merge. Miercuri, 12 mai, o femeie de 77 de ani a murit după ce a fost lovită
de o căruță al cărei cal nu a mai ascultat indicațiile căruțașului. Evenimentul a avut loc în satul Orășa, comuna Livez, pe DN11A Bacăonești. Martorii povestesc că bătrâna se întorcea împreună cu alte două femei de la o înmormântare. Celelalte două au reușit să se salveze din calea căruței. Calul a continuat să tragă căruța încă aproximativ 2 km după ce a lovit-o pe femeie. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Potrivit legii, agresorii vor purta brățări cu chip, iar infractorii vor fi monitorizați prin GPS. Deputații au adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de lege privind monitorizarea persoanelor condamnate cu ajutorul unui dispozitiv electronic. Este vorba de un dispozitiv electronic de supraveghere mobil care se montează pe glezna persoanelor supravegheate. Prin excepție, acest dispozitiv se montează pe brațul persoanei atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical. Legea vine în sprijinul victimelor lăsate până acum singure în fața agresorului, va ajuta victimele violenței domestice care trec prin cea mai periculoasă perioadă, cea care urmează momentului în care denunță agresorul, afirmă deputatul USR Plus, Iulian Lorenz. Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că prin brățările electronice pentru agresori, România se va îndepărta de realitatea ultimelor 5 ani, când 30-40% din ordinele de protecție pentru victimele violențelor domestice au fost încălcate. Am depășit încă o etapă semnificativă pentru o legislație sănătoasă în domeniul violenței domestice. Cât de curând agresorii vor purta brățări electronice care le vor monitoriza mișcările prin GPS. Victimele violenței domestice nu vor mai trebui să trăiască în teamă. Dacă un ordin de protecție a fost emis, atunci nu va mai fi încălcat, mai scria Gorghiu pe Facebook. Ea a explicat că brățările electronice vor fi integrate într-o infrastructură națională sub numele de Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică. Atunci când se emite un ordin de protecție, persoana supravegheată va primi o brățară electronică care îi va monitoriza mișcările prin GPS. Dacă va depăși limita impusă prin ordin, sistemul va emite o alertă direct către secțiile de poliție pentru ca intervenția să fie cât mai rapidă. Și victima va avea asupra sa o brățară electronică pentru ca poliția să o poată găsi și alerta. Brățările electronice vor schimba radical regulile jocului în domeniul legislației protecției victimelor domestice, mai spunea senatorul PNL. Ea a precizat că după promulgare, legea intră în faza pilot, costurile estimative fiind în valoare de aproape 3,5 milioane de euro. Vineri 14 mai, vremea se menține caldă cu șanse mari de furtună cu descărcări electrice. Maxima zilei ajunge până la 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții nu va scădea sub 9 grade Celsius. Sâmbătă 15 mai, cerul se acoperă în continuare cu nori, vom avea o maximă de 22 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții nu scade sub 8 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kid.